Una din cele mai optimiste vești pe care o puteau primi românii, chiar de Ziua Mondială a Sănătății, e aceea că fabrica de antibiotice de la Iași începe producția de paracetamol, urmând ca până la sfârșitul lunii aprilie să livreze deja către spitale și farmacii mult căutatul medicament. Acestuia îi se va adăuga și producția de novocalmin, metamizol sodic. Solicitat de redactorii CNS, purtătorul de cuvânt al companiei antibiotice Iași, Mihaela Melinte, ne-a remis un comunicat de presă referitor la reluarea producției celor două medicamente atât de necesare în această perioadă. Decizia de a relua producția pentru aceste medicamente a fost luată pe lângă alte măsuri asumate de companie pentru a susține sistemul de sănătate românesc greu încercat în această perioadă. Antibiotice Iași a reluat fabrica acestor produse în regim de urgență în contextul în care atât paracetamolul cât și metamizolul sodic se eliberează pe bază de prescripție medicală alternativă terapeutică pentru paracetamol. Au fost incluse în cele mai multe din ghidurile naționale de tratament în Uniunea Europeană ca prima opțiune la inițierea tratamentului febrei sau durerii provocate de infecția COVID-19. Suntem permanent vigilenți la nevoile pacienților și medicilor români și ne adaptăm planurilor de producție pentru a răspunde prompt cererii de medicamente pe piață. Antibiotice Iași dispune de resurse importante precum APP-uri, autorizații de punere pe piață, materii prime, pentru a fi capabilă în orice moment să producă și să livreze o întreagă gamă de medicamente pentru milioane de pacienți, inclusiv pentru tratamentul simptomatic COVID-19. Astfel, decizia de reintroducere a paracetamolului și novocalminului în fabricație a fost luată pentru că suntem și vom rămâne solidari față de sistemul medical românesc, față de toți pacienții români, a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iași. Paracetamolul, fiind considerat o alegere eficientă pentru afecțiunile virale și bacteriene, a dus la reducerea stocurilor din depozitele farmaceutice și din farmacii pentru produse ce conțin această substanță activă. Atât paracetamolul cât și metamizolul sodic fac parte din clasa de medicamente cunoscute sub denumirea de analgezice și antipiretice. Ele ameliorează durerea și reduc temperatura corpului în caz de febră. Metamizolul sodic este recomandat de bază de prescripție medicală atât în durere cât și în combaterea febrei atunci când aceasta este refractară la alt tratament.